Bun aventurier, bine ați venit la un nou video! Toate aceste cutii au venit cât am fost eu plecată în Maroc și o să le facem un unboxing. Nu știu dacă știți de site-ul Mattel Creation. Mattel, cei care fac păpușile Barbie și păpușile Monster High, concurența celor de la MGA. Pe Mattel Creation apar păpuși de colecție. O serie se numește Skelector și se vând păpușile în maxim 10 minute, în 2 minute, în 5 minute, în 8 minute, în 14 minute, foarte, foarte repede. Deci trebuie să fii acolo super pregătit și să ai super noroc să prinzi o păpușă. Eu am luat câteva păpuși de acolo. Îmi pare rău că n-am luat mai multe și probabil o să mai iau și pe viitor. Acum se dă drumul la vânzare setul cu Wednesday, Morticia și Wednesday. Îmi place mult Morticia, Wednesday așa și așa. Nu știu să văd dacă o să o iau. Și tot pe același site mai apar și alte păpuși, iar aceasta, Leonor Bloomington, care se află aici, este dintr-o serie nouă, unde fiecare designer de păpuși, dar aici de ce-i tăiat scos? Își creează o păpușă a ei, deci nu sunt păpușile vechi pe care le știm, Draculora, Clio și altele, iar cele de la Skelector sunt păpuși din filme. Adică după filmele de groază creează păpuși. Eu am păpușa Dracula. Ca și aceasta am zis, sunt din România, trebuie să am păpușa Dracula. Dar au fost foarte multe. Din Gremlins, din Annabelle, din It. Atât am oftit că nu mi-am cumpărat-o atunci la început pe cea din It. Deși prețul ei de vânzare a fost vreo 75 de euro, acum se vinde la 1000. Deci e cea mai frumoasă păpușă. Au mai scos din Frankenstein, Chucky și acum au scos Monstru din Lagună sau nu știu cum s-a numit exact filmul. E o păpușă verde așa care trăiește în lagună. Mi-am cumpărat-o, e pe drum. Și urmează acum setul cu Wednesday. Iar aceasta este cea scoasă de designer. Ea a fost prima. Acestea nu s-au vândut chiar în 5 minute. Lumea n-a fost așa super, super încântată de ea. Adică le-a plăcut, dar li se par scumpe pentru detaliile care le are. Unii și-au luat-o, unii nu și-au luat-o. Dar mie mi-a plăcut super, super mult. Vai ce frumoasă e! Pentru că este o fantomă. Aceasta e o folie de protecție din plastic. Ea intră într-o grădină și se transformă în fantomă. Iar pe plasticul acesta sunt tot felul de detalii. Avem aici o poezie pe spate care spune cum ea intră în grădină și dacă rămâne acolo se va transforma într-o fantomă și nu poți să intri decât la lumina lumânării. Grădina este casa fantomelor și florilor, toți căutând pe cineva special care să petreacă timpul cu ei. Ca să fii în grădină, trebuie să devii o apariție fantomatică. Și Leonor a iubit această grădină și s-a transformat într-o fantomă. Această păpușă e făcută de Rebecca, cea care face designul și la Monster High. Și mie mi-a plăcut foarte mult fața ei, cum i-au făcut machiajul pe aici, bleu și mov, tocmai ca să-i dea o apariție fantomatică, iar lacrimile sunt cu sclipici. Rochea are foarte frumoase detalii. E brodată cu plante și cu lilieci, cu ciupercuțe, iar păpușa nu stă jos, adică au pus-o suspendată ca și când plutește. Are și o trenă la roche dacă o deschizi, poate să stea așa ca și când este în aer. Are un suport foarte lung, mai lung decât cele care sunt de obicei, tocmai ca să o pui mai sus și picioarele să nu-i ajungă jos și să o pozezi zburând. Vine cu o lumânare și cu un animăluț, un păianjă. Unele păpuși, mai ales cele care sunt de colecție sau mai scumpe, le păstrez în cutie. Nici nu vreau să se pună praful pe ele. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Se găsește încă pe site. Îmi place mult fața ei ghostly, așa fantomatică. Cel mai mult mi-a plăcut machiajul. De aceea am luat-o. Deci fără să vreau, n-a fost intenționat, dar acest haul este numai cu păpuși din acestea de groază, să zic în ghilimele, fantome, vampiri, vârcolați și așa mai departe, că astea îmi plac. Iar aici avem încă o păpușă de colecție, care și aceasta încă se găsește pe site
Este foarte scumpă. Deci e cea mai scumpă păpușă pe care mi-am cumpărat-o. Dacă vă zic cât am dat pe ea, $150 plus shipping. Este în colaborare cu Off-White. Off-White care, dacă vă uitați la modă, știți că e un brand fashion din Milan. La modă, scump. Deci n-aș da la Off-White €150, nu știu, pe o bluză sau ce au ei acolo. Că m-am uitat un pic la prețuri și mi s-au părut... Adică nu sunt exagerate, sunt prețuri de branduri din acestea de haine scumpe. Și nu de asta am cumpărat-o, că e Off-White, că nu mă interesează prea mult chestia asta. Adică poate dacă ar fi fost Versace, aș fi zis. Deși a apărut Claudia Schiffer în Versace, n-am știut de ea, dar nici nu-mi pare rău că au făcut-o urâtă. N-a ieșit bine păpușa. Dar o să vă arăt de ce am luat-o pe aceasta. Sunt 4 în serie, dar eu am luat-o numai pe ea. În primul rând că celelalte chiar nu mi-au plăcut în mod deosebit. Sunt și foarte scumpe. Dar și dacă ar fi fost mai ieftine, tot mi le-aș fi luat. Aceasta e cutia. Ia uitați în ce cutie vine. Monster High Off-White. Aici sus, la fel, logo-ul de la Monster High și de la Off-White. Putem scoate așa. Am crezut că e metalic, dar nu, e un carton tare. Să am grijă să nu se îndoaie. E un certificat. Un certificat de autenticitate. Ce tare e! Știți ce păpușă aș vrea să o am, dar nu o am pentru că atunci nu colecționam? Lady Gaga, cea cu balon și care arată ca un schelet, îmi place foarte mult. Uitați-vă la fața ei. Are plasticul transparent, iar înăuntru, în interior, se vede scheletul. Cât de tare e acest concept! Adică doar eu care sunt, v-am zis, cu păpușile de groază. Cred că îmi place, dar mi se pare super, super deosebit. N-am putut să ratez această păpușă. Celelalte sunt frumoase, dar nu au un element atât de interesant. Și rochea e frumoasă, fusta e plisată. Am reușit să scot plasticul acesta, dar plasticul acela îl ține pe ăsta. Are aici niște chestii. Și-l ține. Deci dacă nu scot păpușa din plastic, trebuie să pun și partea aceea și oricum o să o pun ca să nu se pună praful pe ea. Dar voiam să vă arăt mai îndeaproape cât de interesantă e. Vedeți și mâna e transparentă. Uitați cum arată mâna. Are partea de jos neagră, iar ea e dintr-un plastic verde. Ia să vedem, are un strat, două... Are și plasă și uitați picioarele la fel, verde transparent și apoi negru, încălțămintea, niște sandale cu toc și avem plasa aceasta și două straturi de voal plisat. Cămașa este tot așa cu voal. Mi se pare super mișto, îmi place foarte, foarte mult și doar așa cu negru și verde. Ce ziceți? Vedeți cum se vede scheletul înăuntru, craniu. Aici are pe stand o geantă și încă ceva, un accesoriu. Off-White. Spuneți-mi cum vi se pare. Alții dau €150 pe o haină la Off-White, eu îmi cumpăr o păpușă. E foarte scumpă. Alții dau, de exemplu, pe o masă la restaurant. Sau două mese, mănâncă mâncarea, se distrează un pic și nu rămân cu nimic, decât cu amintirile. Dar eu am preferat să-mi iau păpușa. Pentru că știți că nu-mi cumpăr haine de firmă, îmi cumpăr păpuși de firmă. E super frumoasă, îmi place foarte, 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 foarte mult. Deci toate îmi plac, cele care au venit azi și Funko Pop-urile, care și alea ați văzut sunt mai deosebite. Jack Skellington și toată gașca lui, la fel, film de groază. Star Wars nu, păpușile Shadow High, Leonor Lumington, păpușa de groază și... Am uitat cum o cheamă. Cum se cheamă? Nu știu cum o cheamă pe păpuș. Știu că e în colaborare cu Off-White. O să scriu pe ecran. Sunt super, super încântată de aceste achiziții.
urmează să-mi vină tot de la Mattel, tot de pe Mattel Creation, păpușa din lagună. Nu știu cum a fost tradus filmul în română și nici nu l-am văzut. Monstrul ăla era urât în film, dar păpușa e frumoasă. Și să vedem dacă o iau pe Wednesday sau nu, fiind 2-pack e și mai scumpă, e la 100 de euro, dar cu shipping cred că o să mă ajungă 110-120. Cred că mai mult că e 100 dolari, când pui în euro... În loc să fie un pic mai puțin, pentru că euro e cam ca dolarul, dar un pic mai mare. Deci, practic, dacă e 100 de dolari, ar fi trebuit să vină, nu știu, 98 măcar de euro. Dar nu, ei pun mai mult. La una de 65 de dolari mi-a dat parcă 75 în euro. Nu știu, deci cred că ajunge 120. Aproape cât asta, dar fiind tupec, sunt două păpuși. O să încerc să o iau, cred, și vedem dacă am succes sau nu. Poți să-ți iei abonament Fan Club. Păpușa se lansează într-o anumită zi pentru cei care au acel abonament, care e 10 dolari, și a doua zi se lansează pentru cei care n-au abonament. Asta e o chestie nouă care a pornit acum cu păpușa din lagună, pentru că înainte erau supărați fanii, ziceau pentru ce am cumpărat eu accesul acesta de fan dacă nu primesc niciun avantaj. Și acum le dau acest avantaj să-și ia păpușa o zi înainte. Dar din câte am înțeles, la cea cu laguna, păpușa s-a vândut în 40 minute. Bine, e diferență între 4 și 10. Dar oricum s-a vândut super repede, pentru că practic toți care au cardul sunt fani și își cumpără păpușa. Iar a doua zi s-a vândut undeva la 15 minute. Deci cei care au fost fani și vor neapărat aceste păpuși au cumpărat și restul... care au avut noroc sau care au mai vrut-o și au luat-o și n-a fost chiar așa bătaie. De exemplu, cum a fost la Jack Skellington și Sally. Tupac-ul acela nu l-am prins. Eram la 8 minute la coadă și s-a vândut. Adică până mi-a venit rândul, s-a vândut. Mi-ar plăcea foarte mult să am tupac-ul cu Jack și Sally și păpușa it, bineînțeles, dar pe aceea am ratat-o. S-a lansat de 2 ori și nu m-am trezit. Prima dată n-am știut că se vinde așa în 5 secunde și n-am fost chiar atât de rapidă. Iar a doua oară s-a lansat noaptea la noi, cât era ceasul în America, dar la noi era 5 dimineața. Ceea ce n-ar fi fost o problemă, că de atâtea ori sunt trează la 5 dimineața. Dar în noaptea aia nu am fost, nu mi-am pus ceasul, în fine, și am ratat-o. Asta e. De aceea mi le-am luat pe acestea, ca să nu mai ratez ce-mi place. Puneți-mi în comentarii cum vi se par aceste păpuși, dacă vă plac sau dacă vă sperie, ce părere aveți despre ele. Noi ne vedem în următorul video, nu uitați să dați un like. Pa, pa!